Pandemia creează serioase probleme celor aflați în izolare sau carantină și nu doar din cauza restricțiilor impuse. Medicii de familie din Buzău se confruntă deja cu multe solicitări pentru eliberarea de documente necesare persoanelor care s-au aflat în izolare la domiciliu ori în carantină sau într-o zonă în care s-a impus această măsură. Medicii spun că sunt presați de către angajatori să elibereze aceste concedii înainte de a se termina perioada de carantină sau de izolare la domiciliu. Marea majoritate a angajatorilor fac presiuni către medicii de familie ca în momentul în care pacientul intră în izolare sau în carantină instituționalizată să li se elibereze obligatoriu și concediul de carantină sau izolare. Acest concediu este diferit față de concediul de boală, care într-adevăr trebuie mânat pacientului imediat și transmis în 3-5 zile fiecare cum are negociat către întreprinderea respectivă. Concediul de izolare și carantină se eliberează strict la sfârșitul perioadei, de izolare sau carantină la care este obligat pacientul. Medicii precizează că astfel de concedii pentru carantină sau izolare la domiciliu nu se eliberează decât în anumite condiții și respectându-se legislația în vigoare pe perioada pandemiei. Medicii de familie mai spun că nu pot elibera certificate de concediu medical pentru carantină și izolare la domiciliu fără un document justificativ eliberat de Direcția de Sănătate Publică. Este vorba despre o adeverință care precizează perioada în care persoana s-a aflat în izolare la domiciliu sau în carantină la cererea DSP. Nu se poate elibera pentru carantină decât carantină instituționalizată, adică cei care au fost reținuți în anumite spații, decât la finalul acestei perioade de 14 zile sau această perioadă poate fi prelungită până la 30-90 de zile în funcție de negativarea testelor pentru acești pacienți și atunci la sfârșitul acestei perioade se eliberează o adeverință și în baza acelei adeverințe medicul eliberează acest concediu de carantină. Aceeași situație este întâlnită și în cazul buzoienilor aflați în autoizolare sau izolare la domiciliu. Pentru cei care sunt izolați la domiciliu, autoizolați la domiciliu, contact sau care au venit din zone galbene. Pentru acestia se eliberează la fel acest concediu la sfârșitul celor 14 zile, după ce DSP-urile locale comunică către medici lista cu pacienții, cu persoanele care au fost înregistrate la ei și care ies din această autoizolare. În momentul în care pacientul figurează pe această listă, medicul a doua zi îi eliberează acest concediu de izolare sau de carantină, care nu necesită adeverință de la angajator. Angela Mazdrag, președintele Uniunii Patronatelor Independente din Medicină de Familie din România, spune că la Buzău angajatorii nu vor să înțeleagă aceste reglementări, în ciuda încercărilor de a clarifica acest aspect. Sunt mulți care fac presiune asupra medicilor de familie. Mai mult decât atât, au fost angajatori din Buzău care au cerut inclusiv ca noi să le dăm adeverință că acești pacienți nu sunt purtători de COVID, fiecare a formulat-o cum s-a priceput, că nu sunt purtători de COVID, că nu au semne, că nu au... Noi nu dăm astfel de adeverință pentru că nu intră în competența noastră. Noi putem să spunem că la momentul prezentării pacientul nu are semne sugestive de COVID. Potrivit legii, astfel de certificate medicale se eliberează de către medicul de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență. Mai exact, acest document se poate elibera oricând, dar după terminarea acestei stări de urgență sau de alertă și nu mai devreme.